Revin la ordinul semnat aseară de Andreea Moldovan, care a dus, iată, și la demiterea acesteia și implicit a ministrului Vlad Voiculescu din funcția de Dar la nu e Ministerul exclus Sănătății. Ca să se întâmple ceva și cu Florin Cârciu. Nu e exclus. E posibil totuși să se fi încercat în așa fel încât să se ajungă aici, chiar de la Ministerul Sănătății? Eu am constatat o formă de insubordonare și uneori chiar o formă de superbie în raport cu primul ministru al ministrului Voiculescu. Un exemplu pe care îl dau colegii dumneavoastră este organizarea unei conferințe de presă duminică în același timp cu primul ministru, ceea ce înseamnă contestarea autorității primului ministru. Toate lucrurile, să spunem că primul care a anunțat a fost Vlad Voiculescu. Dacă cele două echipe de comunicare n-au ajuns să se înțeleagă, era normal ca ministru să îi dea antietate, primului ministru. Asta este logica instituțională. Părea să fie un guvern în guvern, bazat pe sprijinul domnului Cioloș. Domnul Voiculescu părea să creadă că este foarte bine protejat, dar aici a fost o eroare. Dacă cumva a vrut să iasă de la guvernare folosind chestiunea asta, înseamnă că există o agendă politică pe termen mediu și lung, pentru că în acest moment este evident că nu are foarte mult de câștigat, pentru că toate crizele de care v-am spus au afectat imaginea publică. Dar nu uitați niciodată că termenul mediu e important. Pentru domnul Cioloș, spre exemplu, care și-a anunțat, nu e o surpriză, știm cu toții, intenția de a candida în 2024 la prezidențiale, stabilizarea electoratului centrist care ar putea să meargă spre PNL e importantă. Iar dacă acești oameni, spre exemplu, ar deveni convinși că ordinul doamnei Moldovan era bine intenționat și că urma să stabilească o raportare corectă bazată pe fapte, pe termen mediu ar putea să aibă de câștigat. În politică există astfel de... Politica e ca șahul. Cu cât cunoști mai bine regulile jocului, cu cât cunoști mai bine mișcările, cu atât poți să anticipezi mai mult. Câștigă cei care știu să anticipeze atât mișcările adversarului, cât și propriile mișcări în raport cu mișcările adversarului. Și aici se vede capacitatea strategică, pentru că, evident, politica nu înseamnă doar luarea unor decizii și improvizații de moment, ci gândire pe termen lung. Dar revin la obsesia mea. Dar dincolo de alegeri parlamentare, europene, locale sau prezidențiale, există și interes general și care este? Pentru că dacă interesul general este ca România să iasă cât mai puțin afectată din această criză care e mondială, atunci stabilitatea politică este obligatorie, pentru că noi nu vorbim de o criză în coaliție doar de poziții, vorbim de punerea în discuție a susținerii guvernamentale. Și sunt absolut convins că după această criză, USR nu va ceda, pentru că, chiar dacă rămâne la guvernare, ci va încerca să primească o serie de, neapărat poziții care au fost deja negociate în decembrie, dar o serie de avantaje. Deci nu va accepta să piardă din acest lucru. Și ăsta este unul din riscurile guvernării de coaliție, mai ales când nu este rodată relația de coaliție. Deci să ne așteptăm ca USR să renegocieze această nu alianță? Am văzut și vă spuneam și mai devreme că unii din USR, apropiați de domnul Cioloș și oricum adversarii domnului Barna, pun în discuție poziția domnului Cioloș. Spun ok, acceptăm situația, dar suntem de părere că e o criză mai gravă și că trebuie să schimbăm șeful de orchestră. E posibil? Trebuie să pleci PNL-ul odată. Dar e jocul la care ne referim? Și aici suntem într-o celebră dificultate, un paradox logic, cel al prizonierului. Ar fi spus, nu știi de fapt ce intenționează celălalt să facă. Știți cum e paradoxul prizonierului? Spune că un polițist sau un procuror care interoghează niște infractori se bazează pe faptul că aceștia nu pot comunica între ei. Și că atunci, deși amândoi ar putea să aibă o pedeapsă medie dacă nu vor recunoaște faptele, ideea e că unul poate să câștige dacă o pedeapsă mică sau deloc cu suspendare
dacă recunoaște faptele și trece responsabilitatea pe celălalt și celălalt știe că acest lucru se întâmplă și atunci, de fapt, cooperarea nu mai funcționează. Iar asta se întâmplă și acum. Suntem într-un autentic paradox al prizonierului, în sensul că PNL-ul nu știe ce intenție are USR-ul și nu cred că USR-ul și-a rezolvat această problemă pentru că e o luptă internă. Dar și în PNL e o luptă internă, pentru că noi n-am adus până acum în discuție pe Ludovic Orban, care nu e așa, este un spectator, dar este un spectator avizat la acest spectacol și întrebarea e, bun, s-ar putea ca Florin Cîțu să fi câștigat pe termen scurt, dar a câștigat pe termen mediu? A câștigat pentru ca să devină un concurent redutabil pentru alegerile interne din partid din septembrie? Și mi-e greu să vă răspund la acest lucru, pentru că a fost grav afectată imaginea primului ministru de șirul de crize succesive. Dar PNL, erau lideri în PNL care au așteptat o astfel de schimbare. Bun, dar e lupta internă, deci toți oamenii care au cerut schimbarea lui Voiculescu erau mai degrabă adversari ai lui Orban și susținători ai lui Cîțu, care voiau întărirea autorității primului ministru. Și a întărit Florin Cîțu autoritatea cu această mutare? V-a spus, pe termen scurt, da, nu știu dacă e stabilitate guvernamentală sau nu, dacă, deci depinde de foarte mult, a riscat. Domnul Cîțu este un economist, economiștii nu riscă foarte mult. Oamenii de afaceri, da, dar economiștii nu. Pentru că economiștii sunt foarte atenți la echilibre. Deci a riscat acum, dar nu mai avea alternativă, adică deja autoritatea sa fusese în mod clar anulată de acea decizie. În simbolica politică și așa gândiți-vă, scandalul începe încă din ianuarie, în momentul în care se dau publice informații care sunt folosite în luptele interne dintre PNL și USR legate de centrele de vaccinare. Ori centrele de vaccinare care erau atunci acuzate erau centrele Ministerului de Interne și ale Ministerului Apărării. Adică erau niște centre care funcționau după un sistem special, pentru că în România aceste instituții au un sistem medical separat. Și atunci s-a pus în discuție privilegii, vă aduceți aminte? În final s-a dovedit că nu erau atât de multe privilegii, dar ceea ce voia domnul Voiculescu să facă era să pună sub semnul întrebării întreaga campanie de vaccinare și modul în care a fost gestionată situația. Mai am avut o discuție care, sigur, a afectat grav PNL-ul, cea referitoare la modalitățile în care se realiza testarea. Se spunea de către doamna Moldovan și către domnul Voiculescu că, de fapt, criteriile după care se făcea carantinarea erau greșite și duceau la rezultate false. Și asta s-a întâmplat chiar în preajma alegerilor. Nu așa ei spuneau, da, dar asta s-a întâmplat cu doar câteva săptămâni înainte, acuzând guvernul Orban, acuzând PNL-ul. Poate că domnul Cîțu putea să fie interesat, dar era vorba de solidaritatea de partid și în final s-a dovedit că nu. Era decât o formă de calcul în care erau două zile în plus sau în minus. Iertați-mă, dar n-a fost o comunicare eronată. A fost o comunicare vădit ostilă. Și în condițiile astea, atmosfera normală de guvern, de coaliție, care înseamnă cooperare, nu funcționa. Pentru că domnul Voiculescu părea să fie singurul dintre useriști de altfel, cel care avea rolul de a pune mereu în discuție autoritatea PNL-ului ca partid principal al guvernării.